Gorjenii stau bine la salarizare în statistici. Media veniturilor angajaților plasează județul pe locul 11 la nivel național. Explicația este că salariul mediu este crescut de lefurile din sectoarele energetic și minier. Din totalul salariefelor înregistrat la nivel național, efectivul județului Gorj reprezintă o pondere de 1,39%, ocupând astfel locul 26 în clasamentul județelor ordonate descrescător. În luna septembrie 2022, câștigul salarial mediu nominal brut în județul Gorj a fost de 5.710 lei, mai mic decât media la nivelul țării, cu 11,6%, respectiv cu 747 de lei, ceea ce ne situa pe locul 11 în clasamentul județelor ordonate descrescător. Pondere, atât în câștigurile salariale, în efectivul de salariați, și apoi și în ceea ce privește pensia medie, se datorează în principal sectorului energetic și mineritului din județul nostru. Deși este mai mic cu aproape 500 de lei față de media națională, salariul mediu net în Gorj a crescut cu 18,3% față de aceeași lună a anului trecut. Cu un câștig salarial mediu nominal net de 3.520 de lei în luna septembrie 2022, județul Gorj ocupa locul 13 în clasamentul județelor ordonate descrescător, salariul nominal net fiind mai mic decât media la nivelul țării cu 12,1%, respectiv cu 483 de lei. În județul Gorj sunt aproximativ 77.000 de angajați, dintre care peste 40% lucrează la stat.